Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut ce se întâmplă în Marea Britanie epidemia? E foarte ciudată. Deci și în Marea Britanie, unde e vaccinată o mare parte a populației totuși, adică peste 60% dintre britanici au primit măcar o doză de vaccin. Da, am văzut ieri împreună. Numărul infectărilor e în creștere rapidă. Bun, e varianta Delta, e varianta indiană. Nu e, ci că e Delta îmbunătățită. Nu, Delta îmbunătățită, Delta Plus, numai 41 de cazuri, că am studiat. Aha. În schimb, varianta Delta este predominantă acolo. Autoritățile sunt din ce în ce mai alertate. 11.000 de cazuri marți, 16.000 miercuri. Deci creștere rapidă. De tot. Numărul persoanelor internate e de asemenea în creștere. E îngrijorare mare. Noi aici suntem aici altă lume. Aici e grădina Maicii Domnului. Deocamdată virusul n-a sărit gardul. Este foarte ciudat ce se întâmplă. Numărul infecțiilor cu coronavirus se uită la euro. Da, e la cote minime. Privind de pe margine, ca de obicei. Așa a fost și în anul trecut când a început pandemia. Ales că distribuirea asta pe teritorie e foarte ciudată. Tu ai dreptate. Da. Noi suntem s-a mai întâmplat asta. La periferie ajunge mai greu. Atenție, că acum sunt, din ce știu eu, în afară de Marea Britanie, mai sunt probleme în Portugalia și la Moscova. Deci vine din trei părți, așa cumva. Da. Bun, noi suntem mai expuși că în România numai 24% dintre cetățeni au primit măcar o doză de vaccin. Ce se întâmplă? Deci cum se întâmplă, cum se explică aceste diferențe? L-am sunat pe epidemiologul Emilian Popovici. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața. Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Să știți că mai sunteți și pe Facebook din când în când, așa că aveți și telespectatori. Cum explicați, domnule profesor, rata mică a infectării din România și ce ar putea urma aici? Da, deci în opinia mea și nu numai a mea, această rată mică se explică prin echilibru care s-a stabilit între variantele circulante în prezent la noi și, să zicem așa, forțele binelui la care putem să vedem acoperirea vaccinală, atâta cât este ea, la 24%, cum spuneați, față de 46% cu o singură doză minim cât e media europeană. Deci suntem undeva deficitari la aspectul ăsta. Da. Și bineînțeles că putem să adăugăm aici și măsurile astea câte mai sunt și cum se mai respectă la nivel comunitar. Vă întrerup o secundă, stați o secundă, paranteză. Vă rog. Dar poate că românii, adică poate că mai mulți au imunitate naturală că au trecut prin boală și nu s-au raportat, adeseori n-au știut asta. Deci asta mai este de adăugat. Este vorba de imunitatea post-infecțioasă, imunitatea după boală, cum știți, cei înregistrați și cei care, să zicem, că n-au fost înregistrați pentru că au fost pozitivi, nu s-au declarat și așa mai departe. Deci există acest echilibru care însă se referă la variantele prezente circulante, care nu se compară ca și transmisibilitate cu varianta Delta. Deci în momentul în care dacă va intra și dacă va intra în acțiune varianta Delta, lucrurile bineînțeles că se vor schimba, pentru că o transmisibilitate crescută automat crește numărul de infecții. De asemenea, este foarte important să nu, știți cum, ca să nu ajungi din nou la necaz, trebuie cel puțin trei condiții să le îndeplinești, să nu uiți, să înveți și să nu repeți greșelile. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut în iunie aveam 300 de infecții noi pe zi aproximativ. Da. Pentru că în august se ajungă la 1200. De ce? Pentru că acum începe o creștere a mobilității care este legată de vacanțe, de vacanța de vară. Și vi se pare că putem evita scenariul ăsta? Că eu am senzația că toată lumea e convinsă că s-a terminat pandemia, din ce văd pe străzi. Creșterea mobilității, ce înseamnă? Creșterea numărului de contacte și automat creșterea numărului de infecții, care nu va fi la nivelul anului trecut, pentru că practic avem încă acest statu al persoanelor imunizate post-vaccinal și post-infecțios. Deci, cam asta este situația și, desigur că majoritatea oamenilor se gândesc la ce va urma la toamnă. Da,
Ce credeți că va urma la toamnă? Pentru sezonul de toamnă-iarnă, practic, totul va depinde de acoperirea vaccinală și de varianta circulantă. Deci dacă vom avea o variantă circulantă cu transmisibilitate foarte crescută și nu vom avea acoperirea vaccinală, spun eu, de minim 50%, ar fi de dorit 60%, atunci este posibil ca să ne confruntăm cu acest val 4 despre care deja atâta se vorbește. Și eu nu cred că cineva are vreun interes ca să se întâmple asta, pentru că asta va însemna măsuri și măsurile vor avea repercusiuni și pe partea socială, și pe partea de educație a copiilor, și pe partea economică. Deci eu cred că populația ar trebui să înțeleagă că trebuie să ne vaccinăm, chiar dacă vine vara, vin vacanțele, trebuie să ne vaccinăm ca să ne protejăm pentru sezonul de toamnă-iarnă. Sigur. Și să nu revenim la ceea ce nu ne dorim să revenim. Toți specialiștii spun asta și nu numai, dar interesul pentru vaccinare, vedem, este la cote minime. Acum, mai e o posibilitate. Ce credeți despre posibilitatea ca țara, mă rog, ca România, să nu atingă imunitatea de turmă până când începe să dispare eficacitatea vaccinurilor? Nu știm cât durează, se presupune că, mă rog, măcar 6 luni, poate înspre un an, dar asta ar însemna ca pe la anul prin primăvară, așa, sau începutul verii, să înceapă să dispară eficacitatea vaccinurilor și imunitatea dată de trecerea prin boală. Bine, asta foarte bine a spus, rămâne de văzut. Deci mai întâi trebuie să se stabilească pe studiile care se fac pe acele loturi care au fost vaccinate complet și care se află în supraveghere, să se vadă la ce interval de timp într-adevăr va scădea titlul de anticorpi într-un mod periculos, să spunem, pentru protecția celor vaccinați, adică să se ajungă să nu mai existe protecție post-vaccinală. Și atunci, bineînțeles că totul va depinde de administrarea celei de-a treia doze. Deci încă această problemă nu s-a putut ridica, pentru că tot ce s-a spus mai mult în teorie, chiar de către producători, că la 8 luni ar trebui ca să se facă, dar încă nu s-a putut stabili acest lucru. Noi ceea ce este important să facem este să ne vaccinăm pentru a avea această imunitate colectivă cât de cât funcțională la 60%, că ea nu va fi de plin funcțională în niciun caz, dar cu 60% vaccinați, adăugând pe cei care au dobândit imunitate post-infecțioasă, putem vorbi de o imunitate colectivă, o imunitate de turmă funcțională. Deci să avem noi acest lucru făcut în toamnă-iarnă ca să scăpăm de acest val 4 și după aceea, în funcție de evoluția lucrurilor privitoare la protecția post-vaccinală, la protecția post-infecțioasă, să acționăm în primăvară. Important este să ajungem acolo și să ajungem în condiții cât mai bune și cu restricții cât mai puține. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. A fost în direct la Deșteptarea epidemiologul Emilian Popovici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.